Mulțimii prezente la evenimentul de lansare a candidaților în Mehedinți ai Partidului Mișcarea Populară, Traian Băsescu i-a vorbit despre experiența acumulată de-a lungul timpului în toate funcțiile deținute. Mi s-a părut mai important acest lucru pentru țară decât să mă așez la birou și să las experiența a 10 ani de președinție, a participării în 5 guverne ca ministru al transporturilor, a câștigării de 2 ori a alegerilor pentru funcția de primar al municipiului București, deci să las această experiență între coperțile unei cărți. Mai important mi se pare să transfer experiența unui partid care poate și trebuie să însemne viitorul politic pentru România. Deși a fost impresionat de numărul mare al simpatizanților care au venit să îl întâmpine în Mehedinți, lui Traian Băsescu i-a atras atenția o replică dintr-un discurs al unui mehedințean cu privire la rezultatele alegerilor. Conștient că partidul este unul nou, omul nu a sperat la rezultate spectaculoase. Fostul președinte a atras însă atenția că obiectivul PMP trebuie să fie locul întâi. În politică niciodată nu mi-am propus să mă bată cineva. Indiferent de la ce poziție am plecat, obiectivul meu a fost să câștig. De aceea aș vrea ca spiritul Partidului Mișcarea Populară să fie acela de câștigător. Noi nu ne batem pentru locul 3, nu pentru locul 2, ci pentru locul 1. Dar niciodată nu te bați pentru locul 2. De aceea aș vrea ca organizația din Mehedinți să tragă la câștigarea campionatului. La drobeta Turnu Severin, fostul președinte a dezmințit și speculațiile din presa centrală legate de ambițiile sale politice pe termen scurt. În ce mă privește, vreau să fiți convinși de un lucru. Eu nu mai am ambiții politice. Nu vreau să mai fiu nimic pentru că am fost de toate. Și dorința pe care o am este aproape dorința unui om care își dorește în mod fundamental să predea copiilor lui ce a agonisit o viață întreagă. Poporul ăsta mi-a dat ocazia să acumulez atâta experiență încât eu vreau să vă predau vouă această avere pe care nu mulți oameni politici o au în România. Vreau să vă dau, să o folosiți în slujba românilor. Traian Băsescu a venit la drobeta Turnu Severin cu legea fundamentală la piept. A vorbit despre drepturile românilor care trebuie apărate, dar și despre unirea cu Moldova. A adus în discuție actul de la Helsinki din 1975, care permite modificarea frontierelor țării pașnic, fie prin votul celor două parlamente, fie în urma unor referendumuri în cele două țări. În plus, de curând, fostul președinte și soția acestuia au depus actele pentru obținerea cetățeniei în Republica Moldova. 500.000 de cetățeni ai Republicii Moldova sunt și cetățeni ai României. Este un proces care se derulează și cred că partidul nostru trebuie să-și asume cu curaj obiectivul reunificării țării. La plecarea din drobeta Turnu Severin, Traian Băsescu a făcut o baie de mulțime printre mehedințeni. A dat mâna cu oamenii, a făcut poze și cu greu a reușit să intre în mașină. A făcut armata acolo? Da, a făcut armata la Crăniceni. La Crăniceni, da. Da. Am avut și un suc de la marinari. Coca-Cola. Că nu era. Și dumneavoastră, da. Vă mulțumesc că ați venit. Revedere. Drum bun, să trăim sănătate multă, domnule, ce toată stima, să trăim mult sănătate. La cârla, că avem vinul bun.